Trei teste au susținut ieșenii înainte de play-off-ul promovare. Handbaliștii de la CS Politehnica Iași, pregătiți de către antrenorul Florin Spiridon, au susținut la sfârșitul săptămânii trecute trei partide de verificare la Chișinău, în compania unor formații locale. Meciurile s-au desfășurat după următorul program. Sâmbătă, ieșenii au luptat contra celor de la SSSH2, partida încheiindu-se cu scorul de 29-22, pentru ca duminică să se confrunte într-un prim meci cu cei de la Olympus, încheiind cu scorul de 28-32 și cu o pierdere importantă, cea a lui Nivard, care a ieșit accidentat în prima repriză și nu a mai putut continua jocul. În cel de-al doilea meci al zilei, elevii lui Florin Spiridon s-au duelat cu Academia Sportului, partidă încheiată cu scorul de 23-22. O surpriză plăcută au consemnat ieșenii sâmbătă, când Politehnica a fost susținută de către o frumoasă galerie pe care moldovenii o așteaptă și la confruntările din play-off-ul promovare, la finalul cărora primele două clasate vor promova direct în Liga Națională, iar ocupantele locurilor 3 și 4 vor susține meciuri de baraj cu grupările situate pe pozițiile 11 și 12 din primul eșalon. Așadar, duminică de la ora 14, albaștrii vor susține în sala polivalentă din Iași primul meci din play-off-ul promovare, urmând să primească vizita formației CSM Sighișoara.